Burta asta! Mami, eu nu mai încap în haine! Trebuie să ne schimbăm garderoba! Sau... burta! Cum? Mai ieri am cumpărat haine, deja nu te încap? Ia lasă tu! Spatele meu! Nici nu pot să-l îndrept, ce tare mă doare! Eu cred că ceva se întâmplă cu noi! Corect! Nu avem forță! Și mă simt ca o babă de 70 de ani! Iată eu, ieri Mice m-a chemat afară să bate mingea! Am alergat doar 3 metri după ea și de parcă am parcurs o distanță de vreo 3 km. Nu mă recunosc. Ce vorbești? Ieri nu puteam ridica scările în casă. Aseară m-am culcat obosită și dimineața m-am trezit extenuată de tot. Să fie oare din cauza vârstei? Sau din cauza sedentarismului nostru. Gata, mami. Știu ce să facem. Numai să nu afle copiii. Mergem la o sală de fitness. Fitness? Dar de ce să nu meargă și ei? Mami, tu fă un calcul. Suma pe care trebuie să o achizi pentru un om, o mulțești la 7. Vai, vai, vai! Tu ai auzit? Ei vor să plece la sala de forță fără de noi. De parcă noi cei mici n-avem nevoie de sport. Și la care sală să ne primească atâția? Tocmai de asta și vorbesc. Mircea, eu am o idee. Atunci, să mergem. Ia să vezi, mami, cum ne întoarcem tinerețea înapoi. Dar voi ce căutați aici? Cum ce facem? Vă așteptăm să plecăm la sală. Care sală? Eu nu am atâția bani! Dacă nu ne luați cu voi, atunci și voi rămâneți acasă. Măi copii, ia priviți voi la noi! Unul parcă e inflat cu pomă! Dar altul dacă se împiedică, se desface ca Lego. Băi, nici noi nu vrem să ajungem în această stare. Și ce să facem acum? Avem noi o idee. Să construim o sală de fitness. Chiar la noi acasă. Ați mai spus-o! Noi la asta nu ne-am gândit. Și apropo, noi deja am calculat. Ne iese mult mai ieftin. Și nu irosim timpul pe drum și banii pentru transport. Și poți stai acolo cât vrei. Și plus la toate, n-ai nevoie nici de abonament sau de programare. Atunci, haideți să încercăm! Eu sunt de părere să cumpărăm un singur echipament care să includă tot de ce avem noi nevoie. Totalmente greșit! Dacă măcar o piesă se va strica, tot aparatul va deveni nefuncțional. Atunci propun un challenge. Eu cu mami construim un aparat multifuncțional, iar voi vă procurați dispozitive de care vreți. Ok, atunci hai la treabă! Poate și mai bine așa, tati. În ce cauză nu ne-am gândit la asta mai înainte? Melissa, noi niciodată n-am fost la o sală de fitness, de forță, și nici nu știm ce trebuie să luăm. Tocmai de aceea, dragilor, vă rugăm foarte mult să ne ajutați în acest video, să ne spuneți ce echipamente trebuie să procurăm ca să avem un corp sănătos. Deși părinții noștri au făcut sport de performanță, fiind campioni naționali, dar și internaționali, uite, noi cu mami am dat sportul la o parte. Și uite unde am ajuns! Suntem firă și răcim la orice adiere de vânt! Oare ce echipamente au oamenii acasă? În primul rând să nu fie periculos, să fie un echipament sigur pentru noi! Eu cred că trebuie să începem de la haltere. Să ne facem biceps, triceps, quadriceps. Și îți imaginezi când ne merge tu la mare, să ai așa pe burtă pătrățele. Tati, de abdomen mai mult au nevoie bărbații. Eu zic că pentru mine ceva pentru picioare.
Tare greu mă mai țin pe ele. Hai să începem de la asta. Dar eu urmăresc ce scriu și abonații. Tati, hai să luăm pe cesta. Mami, dar eu nu mă pricep nimic din ceea ce are el. Dar uite ce-i de mare. Și câte are în el. Și masa cu legea vor rămâne gură cască. Uh-huh. Îl cumpăr. Ia vezi dacă este în stoc. Este. Ionuț, mie îmi place asta gri. Bine, o luăm. Ce gri ce este. Să vadă ei ce cutiuță avem noi. Și ce avem în cutiuță? Mulți dintre voi ne-ați scris că în acea cameră să facem un dressing. Alții ca să fie camera lui Ice. Dar cei mai mulți au scris să facem o sală de sport. Deci ne ținem de cuvânt. Câte șuruburi! Dar ce dimensiuni! Să vadă ei! Tati, ce e asta? E echipament, Matei, dar nici eu nu sunt sigur ce e asta. Melissa, cred că este foarte ușor să asamblăm. Privește ce avem de făcut! Ce? Hai, Ionuț, aici! Un indiciu? Ce credeți că este? Uite din asta! Cu siguranță mami cu tati nu o au. Asta oare ce e? Scaun sau talpă? Stai că se pune aici! Mami, dă-mi chei pentru șuruburi și piulițe. Ține! Mami, chei, nu jucării! Ce să... Astea sunt diferite chei? Eu sunt sigur că vom termina înaintea lui mami și tati. Ce putem să facem pe aceste covorașe? Nu știu că... Tati, eu țin! Dar ce mai este și asta? Habar nu am! În schimb, pare impresionant! Lasă să-i spune și abonate! Ce să facem? De la care să începem? Eu zic de la aceasta. Dar ce fac cu mami și cu tati? Crezi că asta e poziția corectă? Dacă m-aș pricepe, ți-aș spune. Voi vă chinuiți, dar la noi deja e gata. Wow, ce moale este! Băieții și-au ales saltea care nu alunică pe podea. Și e cauciucată! Ia să testez! Wow! Chiar e moale! Și pot să fac și yoga pe ea! Pe băieții! Nimic nu înțeleg! Dintre acestea, nu sunt incluse în set. Acesta? Erica, mami! Am aflat ce este asta! De fapt, ce este aceasta? Ce? Topogan pentru adulți? Ia, privește atât, mami, cu ce seamănă? O bicicletă pentru sport, de fitness. Doar că nu știu unde sunt pedalele. Sau nu-i bicicletă? E cam înăltuță? Tati, sigur nu e bicicletă.
Astea nu par a fi scaune pentru bicicletă. Dar ce? Bicicleta nu are scaune? Poate că e pentru două persoane. Poate la voi nu este bicicletă, dar la noi cu siguranță. Aici probabil nu este scaunul. Și iată că deja prinde contur aparatul meu de sport. Sigur nu e un scaun pentru bicicletă. E prea comod. E mai ceva decât o bicicletă. Și putem schimba în funcție de înălțimea noastră. Mami, în loc să luăm aparat de sport, am luat un instrument muzical. Uite, sunt pentru tobe. Ei, tati, sunt pedalele de la bicicletă. Uite! Dar asta ce e, Melissa? E cu vantera. La bicicletă? Nici eu nu știu. Probabil că e pentru monitor. Vom vedea. Zău că ăștia au încurcat și în loc să ne trimite echipament sportiv, ne-au trimis echipament muzical. Aici pui foaia cu textul, cu notele muzicale și cânți. Iar celălalt de acolo te acompaniază. Melissa, acum a venit timpul să înșurubăm scaunul. Iată, mami, și primul instrument muzical, un fluier. Să că nu e reglat. Sau, a, așa. Nu înțeleg. Vai, acesta probabil să fie un scaun. Ce comod este, încearcă și tu. Și eu nu ajung la pedale bine. Atunci hai să-l dăm mai aproape. La o parte, la o parte toți că scăp! Te-ai murat și podeaua. Oare ajung? Perfect, Mircea! Ia să vedem. Ce fel de instrument muzical este, tati? Dar ce fel de volan? Nu trebuia să fie în față. Nu știu. Așa de mic și așa de greu. Da, ok. Acesta nu seamănă cu un instrument muzical. E și greu. O te iei seama. Mânerul este asamblat. Mai departe ce trebuie să punem? Așa oare să fie. Uite, în instrucțiune arată că fluierul trebuie să-l băgăm aici. Mircea, ce e asta? Trebuie să conectăm un cablu la control tensiune. Nu știu ce trebuie să facem. Zici că este o orgă. Așa mă uit eu la aparatul ăsta și mai mult seamănă cu o macara, tate, decât un instrument muzical. Important că nici nu-i prea dau de capăt, mami. Macarale, argintii, macarale, un pican negri. Dar, Ghidon, aveți la instrumentul acela vostru muzical. Să nu creadă lumea că noi nu ne pricepem în instrumente populare. Și acum, ultima piesă, monitorul! Din ăsta, la ei n-am văzut. Să nu se vadă cablurile. Nu-ți pare straniu că stau ele așa aici? Cum să cânti la ele? Eu știu ce au ei, dar ei nu știu ce mai avem noi. Dar roțile astea, ce să mai fie? Noi deja am terminat de asamblat, dar tati și mami... Mai iau încă foarte mult.
Îți place? Îmi place! Să vedem cum va cânta ea! Hai, unde? Să despachetăm! Ce e acolo? Ce e asta? Roată? Pentru ce? Haide, Mircea! Wow! 77! Uite, ei deja se antrenează, dar noi încă stăm! Nu, mi-e făcut asta! Matei, deja așa un covoraț! Uite, așa se face! Disc pentru abdomen? Vreau și eu așa! Hai să desfacem! Cort în sala de fitness! Pentru ce? Ce e asta? Mami, hai și noi mai repede! Ai văzut ce au ei acolo? Îmi cumpăr și eu mie! Oh! Înțeapă! Mircea, asta tu l-ai cumpărat! Acesta este o saltea presupunctară! Nu te ace! Acesta este un masaj chinezesc! Și facem exerciții pe ea! Sau yoga! Nu știu, Melissa, pentru prima dată văd așa ceva și acolo scria că trebuie să te culci și acele își vor face treaba. Masaj. Și trebuie să fie așa mică? Păi când am cumpărat-o, arăta pe poză că este mare, dar e bine și așa. Iată, ai văzut? Multifuncțional! Nimic nu poți să faci la el! Dar ei... Cred că știi cum rezultatul final va fi unul pe măsură, probabil. Dar hai să încercăm și cu tălpile. Ah, pișcă! El de aici, nu pot să mă duc! Dar e și plăcut. Cine este primul? Eu. Ok, haide. Haideți toți! Pișcă! Și la cap face masaj. Stai puțin, Mircea! Această pernă este pentru picioare! Așa arată și aici! Mami, uite ce face acest fir! Tragi de aici? Acolo se ridică! Wow! Și dacă de firul ăsta? Aceeași situație, tati! Se ridică greutatea! Hei, noi mai avem ceva! Voi încă tot la acel aparat stați! Mami, privește ce am găsit! Uite așa, la găț, găsesc carabin și îmi poate celălalt fir. Stai că vreau deja să-l testez. Așa și... Așa. Melissa, ce e aici? Ceva nou? Niște jucării pentru Mihaela. Nu sunt jucării pentru Mihaela. Ce sunt? Voi vă dați seama. Ce sunt acestea? Gata, știu ce sunt acestea! Niște tonifiere! Poți să le pui așa... Și la picioare... Chiar este foarte greu! Sunt dispozitive pentru antrenamentul picioarelor și a brațelor! Acum mai... Nu te scapă! Așa... Probabil poziția ta în scaun nu este corectă! Uite ce am eu! A? Ia! Stai, cum trebuie? În față sau în spate? Nu, în față e periculos. Flexor cu arc pentru întărirea mușchilor de la mâini și de la brațe. Seamănă cu niște clești. Și eu vreau să încerc! Vom sta toată noaptea deja aici să asamblăm. Uite, ei deja fac antrenamente. Dar noi ne jucăm cu instrumentul ăsta tău muzical. Vai, de când mi-am dorit așa ceva. Uite că ei deja se distrează. Ce am cutie ce e? Încă una? Matei, acesta este un disc rotativ. Te pui așa și te rotești.
E gata și la noi aparatul de sport. Simt cum vin mușchi. Tati, dar ce-i cu țeava aceasta? E de rezervă sau e în surplus? Hai să încercăm să o punem. Și eu mă bucuram că deja gata. Mai bine nici nu îți arătam acea țeavă. Pe lângă toate astea, mame, avem și pat. Ia vedeți ce preț fac eu pe patul nostru de la aparat. Voi aveți disc, iar noi un aparat multifuncțional. Wow! Toate ce de complicat! Vai, abdomenul meu! O să am pătrățele? Nu, mami, balonașe! Unu și mare! Dacă mă face, uite în halul ăsta. Și ce? Te învârtești atât? Desigur că nu! Poți face și exerciții pe el. De echilibru, spre exemplu. Nu pot să... să miști. Și aici, mame, nu știu cum să ajung. Probabil că acest suport nu stă în poziția corectă. Ia să mă întoarcem. Așa. Să încercăm. Wow! Chiar dacă nu ajung, deja eu nu fac pomor. Mamă, de fi de greu! Le-am pus pe toate acolo. Cineva s-a urcat pe greutăți. Pentru exerciții mai complexe, trebuie să o folosim ninja. Foarte mare. Unu. Ui. Stai să-ți arăt eu cum se face. Am învățat când făceam exerciții pentru spate, scolioză. Uite așa. Și foarte simplu. Și sunt mai multe modalități. Și pe spate, spre exemplu. Uite așa. Ha! Gata! Aparatul nostru multifuncțional este pregătit pentru utilizare. Bine! Dar bara aceasta cu eu lăsăm? Cum? Încă una a apărut! Mami, dar mai stăpânește de acolo, mai ține într-o parte. Chiar nu mai terminăm noi astăzi nimic. Tati, eu sper că astea sunt ultimele. Nici nu vreau să aud de alte piese. Mami, asta tu mie îmi spui. E deja a treia oară tot preconizam finalizarea acestei lucrări. Eu am început antrenamentul. Pe mine nu te mai poți vizui. Eu sunt ocupată. Gata. Mami, antrenează-te fără grijă. Pentru că deja s-au terminat și piulițele, și șaibele, și șuruburile. Nu mai este nimic. Totul este asamblat. Nu e nimeni aici. Această bicicletă are un secret. Și trebuie să instalezi o aplicație care este foarte interesantă. Acum să înceapă distracția. Merg virtual prin ce oraș vreau. Cât mai am de mers? Mai am. Acum trebuie să mă grăbesc. Se laudă ei cu bicicleta lor. Uite bicicletă. Mică, compactă. Dar eu, mă, mi-am luat o scară artificială. I-a căzut. Eu voi avea scara cu cele mai înalte trepte. Mircea, ce faci? Pedalezi pe... 57% resistance. Noua noastră bicicletă. Dar ce s-a auzit? Are ceva? Mircea, ce e asta? Mă uit la un film. Ce fel de film, Mircea? Tu pedalezi și îți arată prin ce orașe poți pleca? Și
eu vreau să încerc! Of, haide! După ce termin traseul, câte minute? 84, gata! Ce? 84 de minute? Hai, Mircea! Dar este foarte bine că avem și alte aparate. Cât tu pedalezi acolo? Eu mă voi antrena. Mai mult? Încă 83 de minute. Ok! Mami, la noi e cam tot, dar uite câte au ei! Dar voi măcar știți cum să folosiți acest echipament? Nu știm, dar învățăm! Uite că avem și instrucțiune! Și plus la toate, uite câte grupuri de mușchi poți dezvolta! Mami, o ascundem ca pe o copiuță! Așa și fac! De minute? Ok! Eu aștept! Mami! Câte kilograme sunt acolo? Eu cred că vreo 100! Nu le-am cântărit, dar uite că am o șmecherie! Și cât aveam? 10! Spatele toate! Eu sunt profesionist! Ce fac s-a blocat acolo? Zău că e blocat! Ce e acolo? Hai ridică! Mi-e frică să nu forțez aparatul! Hai deodată! Deja m-am plictisit! Oh, hai că-ți dau voie! Dar instalează-ți aplicația pe telefon! Uite, acolo este codul. Tu vezi câte și-am luat! Trebuie să ne completăm. Fac comandă de ceea ce ei nu au. Aplicația pregătită și dau din inventare! Stai puțin că e grea, nu te grăbi! Aici! Am zis să o lăsăm! Uite aici, în pol! Hai! Lasă-o jos! Încet, ușurel! Spatele! Ia să vedem! Wow! Asta da! Numai nu spune că atâtea șuruburi și piulițe avem de asamblat! Și înșurubat! Nu mai vreau! Stai că nu sunt atât de multe! Dacă ei și-au luat bicicletă, atunci noi vom avea motocicletă! Iată și volanul! Ce v-ați luat? Snowmobil? Nu e snow, dar e mobil! Așa. Tati, așa volan prima dată văd! Sigur e motocicletă! Numai că am primit o zgâriată! Pot sta toată ziua aici! E atât de fain! Ia faceți loc cu bicicleta aia voastră mică! Hai că vine motocicleta noastră! Mamă, ce e de grea! Eu nu știu, e bună că e grea sau... sau din potrivă? Lăsați, că v-ați dori și voi să pedalați! Noi vom pedala la aceasta! Parcă vine cu trenul, Cluj-Oradea! Automatic! Sau mecanic? Ai uitat de cele mai importante detalii! Asta nu știu ce-i! Aceasta e cheia de siguranță! Ai uitat? Oh!
În schimb, noi vom avea televizor. Hei, televizorul este ideea noastră comună. Ar trebui toți să ne folosim de el. Uite ce ecran, tate, avem mare aici. Mai avem nevoie de televizor, oare? Chiar și ventilator, care, de fapt, nu suflă nicio babă. Dar de auzit se aude bine. Mai ceva decât un televizor. Bine, hai că-l aduc aici. În Hai că ne vom împărți și noi cu banda de alergare, dacă veți dori. Ce drept, televizorul meu este tot orașul. Nici știrile locale nu trebuie să mai privesc. Nu știu cum voi, dar eu voi participa la o competiție sportivă chiar de acasă. Chiar de aici. Dă-te, fata, la o parte! Asta, de fapt, eram eu! Azi alerg prin Franța. Hai că te ajung din urmă cu bicicleta! Hai că nu! Chiar ești rapid! Nu mă obosi! Și apă! Nu-mi face mare! Opa! Tati, ai uitat de cheie de siguranță! Să verific pulsul! Ia să-ți fac viața mai complicată! Alergă un pic și la deal! Decolare! Foarte mult zic că mersul la pas rapid este cu mult mai sănătos decât alergatul! Dacă ne-am descurcat în acest challenge, apăsați pe like! Și ajutați-ne, pentru că voi o faceți cel mai bine! Ce să facem în această încăpire? În ce să o transformăm?